Mulțumesc bunului Dumnezeu care m-a ajutat ca în ziua de azi să fiu cu dumneavoastră la părtășie. Sunt pentru prima dată în adunarea aceasta, m-am uitat atent și nu cunosc pe nimeni, cu excepția gazdei noastre cu care am făcut cunoștință aseară și pe care doresc și Domnul să o binecuvinteze. Sunt în trecere prin Ardeal, merg într-o călătorie, pentru mâine trebuie să fiu într-o biserică și atunci mi-am programat eu ca să fac drumul ăsta din două bucăți, să fac un popas la Cluj, că e mai ușor pentru trupul acesta. De fapt, se întâmplă lucruri nu așa cum vrem noi. Apostolul Pavel trebuia să ajungă la Roma. Era un drum obligatoriu, Fapte 27. Și în drumul ăsta obligatoriu trebuie să-l facem și noi. Numai că ei au fost pe un traseu impus de furtună. La cnid n-au putut opri când nu i-o lăsa vântul, prin marginea insulei Creta i-o împins furtuna, o plecat la Roma și au ajuns în Malta. Cam așa e și cu călătoria mea. M-am pornit cu totul în altă parte, am ajuns în altă parte. Dar mă bucur că sunt cu voi și doresc Domnul să vă binecuvinteze. Frații mei, azi este o sărbătoare. Eu mi-aș dori tare mult ca predica mea să fie întreruptă și să împlinească versetul 2 pe care l-am citit. Părtășia, unitatea o avem, suntem toți împreună adunați aici în numele Domnului. Dar în versetul 2 spune, deodată a venit din cer. Și așa de mult îmi doresc ca astăzi, așa deodată, adunarea să se umple de Duhul Sfânt. Îmi place descrierea din Cartea Faptelor, capitolul 10, când Petru ajunge în casa lui Corneliu. Și Petru știa să predice mai bine decât noi. Și Petru avea ce să predice mai mult decât noi. Dar numai ce a început Petru ca să predice, și când a ajuns acolo pe la versetul 43 în jos, toți prorocii mărturisesc că oricine crede în numele lui, capătă prin credința în numele lui iertarea de păcate, deodată predica lui a fost întreruptă de Duhul Sfânt și Duhul Sfânt a coborât în casa lui Corneliu. Și-o boteza pe Corneliu, și-o boteza familia lui, și Petru s-a oprit și-o spus, nu mai avem decât să-i botezăm în apă. Încă o dată spun, doresc ca Duhul Sfânt să ne surprindă așa în mod plăcut în ziua de astăzi. Odată în America era un frate în vârstă pus ca să ceară ajutorul peste programul care îl avea. Aveți un program foarte aglomerat, eu nu predic mult. Și fratele a luat programul care era scris pe hârtie, s-a rugat. Și la urmă a spus, Doamne Iisuse, te rog prin Duhul Sfânt, mai fă ceva ce n-am scris noi pe hârtia asta. La noi predica odată un frate bine cunoscut, la o evangelizare, suntem într-o adunare într-un sat. Predica despre intervenția Duhului Sfânt. Și avea o predică bună, frate la Voitinel, tocmai cânta și câteva cântări, și când predica fratele că Duhul Sfânt intervine când vrea El și cum vrea El, că e suveran al adunarii, se ridică un bărbat din adunare și strigă, el oprește, gata. Și-a rămas predicatorul surprins. Bărbatul ăla eu îl cunoșteam. Când soția lui s-a pocăit, el a otrăvit mâncarea la nevastă și la copii. Dar Dumnezeu nu a îngăduit. Eu pe bărbatul ăsta știu când fugea cu securia în mână după un om. Și era venit la evangelizare. Și-a strigat la fratele care predica, oprește-te măi, eu vreau să mă pocăiesc. Și-a revenit un pic predicatorul. Și apoi o continuat predicatorul predica, s-a ridicat un tânăr la noi în adunare. Fraților, vreau și eu să mă pocăiesc. Nu știam, din sat venit. Și în timp ce predicatorul ăsta predica, de 6 ori nu-i rânduială asta, nu-i rânduială. De 6 ori l-au oprit 6 oameni nepocăiți și s-au hotărât. Și îmi spunea fratele, băi, așa m-am simțit de deranjat, nu puteam să duc o idee până la capăt că se ridica altul. Dar subiectul ăsta era intervenția Duhului Sfânt. Eu vreau să intervină Duhul Sfânt azi aici. Și hai să ne așteptăm ca Duhul Sfânt să intervină cu puterea sa. Amin? Am întâlnit momente din astea frumoase. Eram odată într-o adunare și un frate predica despre Duhul Sfânt. Și în timp ce fratele predica despre Duhul Sfânt, o femeie venită,
urmase câtva la pocăință, era hotărâtă, a fost botezată de Domnul cu Duhul Sfânt. A coborât așa o putere, așa o cercetare a Duhului Sfânt. Și Domnul botezat cu Duhul Sfânt în timpul predice. Eram într-o adunare, un frate vorbea despre vindecările Domnului. Dar asta s-a întâmplat de mai multe ori, în care eu am fost martor. Eram și eu acolo în adunarea aceea. Și a coborât puterea de vindecare a Domnului. Și Domnul a început să vindece pe bolnavi prin adunare. Și la urmă s-au ridicat multe mărturii că puterea de vindecare era prezentă în adunare. Așa deodată aș vrea să vină Duhul Sfânt și în adunarea Speranța. Pe cei bolnavi să-i vindece, pe acei care încă nu sunt hotărâți la pocăință, Domnul să-i ajute să hotărască. Și dacă sunt care n-ați primit botezul cu Duhul Sfânt, să vă dea Domnul și botezul Duhului Sfânt. Amin? Pentru că spunea Pavel în 2 Corinteni 4:7 și vorbea de o comoară, comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, ca puterea asta nemaipomenită să nu fie de la noi. Știți, Pavel face odată o împărțire, 1 Tesaloniceni 5:23, și spune că noi avem un duh, un suflet și un trup. Dar simplifică lucrurile în 2 Corinteni 4:16 și vorbește de omul de afară și omul din lăuntru. Valoarea noastră, fraților, îi dată de omul din lăuntru, acolo-i conținutul. Omul de afară e trupul acesta, e numai ambalajul. Că spunea Domnul în Luca 9:25, și ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sau și-ar prăpădi sufletul? Noi avem un suflet de la Dumnezeu, noi avem un om spiritual înăuntru nostru și acolo e valoarea noastră. Și acolo un om dinăuntru, Dumnezeu toarnă puterea Duhului Sfânt și aș vrea să o facă astăzi. Doamne, lucrează așa în adunare. Ca să lucreze Domnul așa, când vorbesc de botezul cu Duhul Sfânt, eu întotdeauna vin cu vasul de lut. Vasul de lut e trupul nostru, care poate fi templul Duhului Sfânt. 1 Corinteni 3:16. Nu știți că trupul vostru e templul Duhului Sfânt? Sau 1 Corinteni 6:18-19. De aceea, fugiți de curvie. Orice alt păcat îl săvârșește omul în afara trupului, dar cine curvește păcătuiește împotriva trupului său, iar trupul vostru este templul Duhului Sfânt. Ca Domnul să toarne puterea asta nemaipomenită în noi, privind la vasul acesta de lut, eu am distins 3 etape. Prima am numit-o pregătirea, a doua e primirea propriu zisă a Duhului Sfânt și a treia îi păstrarea Duhului Sfânt. Și mi se pare că sunt la fel de importante toate. Pregătirea înseamnă curățire, fraților. Că nimeni nu pune vin nou în burduf vechi. Și Domnul prin Scriptură ne-a lăsat metode de curățire. Și aș vrea ca astăzi noi să ne curățăm sufletele, ca în curăția aceasta Domnul să toarne din puterea Duhului Sfânt peste noi. Care sunt metodele de curățire? Sunt multe. 1 Petru 1:22. Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, da? 1 Ioan 1:7. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însăși e lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele Său ne curățește de orice păcat. Efeseni 5:26. Ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botez, prin cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a lăsat metode să ne curățăm. Hai să le folosim. Ca să toarne Dumnezeu puterea de la Duhul Sfânt peste noi, în vasele noastre de pământ, să vină comora aceasta nemaipomenită, noi trebuie, fraților, să ne curățăm și Dumnezeu să ne ajute. Noi trebuie să avem o vie dorință, asta înseamnă stăruință. A cugeta mereu la cuvântul lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte din anii când am stăruit după Duhul Sfânt, erau ani de liceu. Mi-aduc aminte de zilele de post, mi-aduc aminte de dorința de rugăciune, mi-aduc aminte de rugăciunile făcute noaptea pe marginea patrului, până când Dumnezeu s-a îndurat și m-a botezat cu Duhul Sfânt. Asta înseamnă dorință, înseamnă rugăciune. Luca 18, Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lasă. Dacă sunt în mijlocul dumneavoastră oameni, frați, surori,
copiii ai fraților care nu sunt botezați cu Duhul Sfânt, rugați-vă necurmat și nu vă lăsați, că Dumnezeu v-a dat Duhul Sfânt. Amin? Eu vin dintr-o adunare, așa cum spuneam, dintr-un sat, în care Dumnezeu a onorat întâlnirea noastră cu multă putere de la Duhul Sfânt. Practicăm rugăciunea, practicăm stăruința după Duhul Sfânt. Tinerii noștri, fetele și băieții, sunt botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. La mine copiii mai mari au primit și fata și băietul la prima rugăciune. Am un băiat de 14 ani pe care nu l-am lăsat la rugăciune. Și i-a spus, măi, ești prea mic, măi, 14 ani, lasă că ai să mergi tu la stăruință. Și dacă nu l-am lăsat, el nu a mers. Dar la o întâlnire cu tinerii, au făcut o rugăciune și Domnul l-a botezat. Și a venit acasă și a spus, tata, ce-mi faci? Că Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt. Măi, mă rog pentru tine. Și la noi este o mișcare tare bună. Am înțeles că aveți mulți tineri aici. Probabil o parte din studenți îți plecați. Dar noi este o mișcare tare bună printre tine. Domnul botezat cu Duhul Sfânt, o lăsat darul în mijlocul tinerilor, darul de vedenie. Tinerii ne-au cerut ei ca să-i lăsăm la adunare în fiecare dimineață de la 6 la 7 o oră de rugăciune. Și fiind aproape de Suceava, avem băieți, copii în general, în liceu, în facultate, vin la ora 6, se roagă până la 7 și la ora 7 pleacă. Au grupuri organizate, merg la bolnav. Întâlnirile de tineri au fost întâlniri de tineri, că n-am putut prezenta subiectul, că rugăciunea a trecut de o oră. Și așa doresc, ca și tinerii de aici de la Cluj. Voi sunteți o armată, voi sunteți o putere. Dumnezeu are nevoie de tinerețea voastră. Dumnezeu are nevoie de energia voastră. Umblați după umplerea cu Duhul Sfânt și fiți o armată pentru Domnul. Amin? Asta înseamnă dorință, trebuie să te rogi. În Luca 11:13 spune, deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care în cer nu v-a dat Duhul Sfânt acelor care îl cer. Cereți Duhul Sfânt, fraților, și Dumnezeu ne va da Duhul Sfânt. Rugăciunea e o luptă, Roman 15:30, Colosem 4:12, Epafra se luptă. Practicați lupta aceasta, rugăciunea este o luptă și Doamne ajută-ne să ne ducem lupta aceasta. Deci ca Domnul să ne boteze cu Duhul Sfânt, e nevoie de o curățire, e nevoie de o mare dorință, să avem dorința asta și Domnul să ne-o dea, și e nevoie de pocăință. Că spunea Petru în 3, parcă cu 19, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat spre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Fraților, Duhul Sfânt Domnul dă la cei pocăiți. În Evanghelia după Ioan, Domnul spunea, lumea nu-l poate primi. Lumea nu poate primi Duhul Sfânt. Numai pocăiți pot primi Duhul Sfânt. Să ne ajute Domnul să ne pocăim. Amin? Nu vorbim de pocăință. Ce înseamnă pocăința? Cei mai mulți știu. Există Noul Testament și Vechiul Testament. Spun cercetătorii Scripturii că în Noul Testament pocăință înseamnă o hotărâre interioară, o înnoire a minții, o metanoia, ce ne știe greacă, din Roman 12:2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții. Pocăința e când Duhul Domnului vine în interiorul tău și tu iei o decizie puternică, o hotărâre lăuntrică puternică. În Vechiul Testament, întotdeauna când se vorbește de pocăință, se are de-a face cu o acțiune, cu o faptă. În Vechiul Testament, pocăința însemna să faci ceva. Luați împreună termenii aceștia, înseamnă că pocăința e o hotărâre lăuntrică pus în aplicare, ceva care se vede. În Psalmul 40 spunea, îmi pusese nădejdea-n Domnul, El s-a plecat spre mine, mi-a auzit strigătele, m-a scos din fundul mocirilor, din groapa peirii, mi-a pus picioarele pe stâncă, mi-a întărit pașa, în gură a pus o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeu. Și acum mai urmează un verset. Mulți au văzut lucrul acesta, fraților, pocăința se vede. Pocăința trebuie să se vadă. Pocăința e o hotărârile untrică, dar exprimată în afară.
Avem exemplu din Luca 15 cu pilda fiului risipitor. O luat averea lui tatăsul, o cheltuit un desfriu, o ajuns flămând, o ajuns în agonie, nici roșcove de la porci nu-i mai erau date să mănânce și spune așa, la urmă și-o venit în fire și și-o zis, câți hargați ai tatălui meu au belșug de pâine și eu mor de foame, mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune. Dacă băiatul ăsta rămânea doar la o hotărâre interioară, fără să o pună în aplicare, murea de foame în țara străină. Dar Scriptura spune, chiar în ceasul acela s-a ridicat și a plecat la tatăl său. Asta e pocăința. Pocăința e o hotărâre lăuntrică, interioară, o decizie luată la călăuzirea Duhului Sfânt, dar aplicată în practică. Știți, mulți spune, frate, pocăința e în inimă. Domnul spunea, parcă Matei 23, acolo 25, versetul, farisei fățarnici, voi curățiți partea de afară a paharului, dar partea din lăuntru e plină de toate spurcăciunile. Nu-i bun așa. Știi cum trebuie să facem? Curățiți partea din lăuntru a paharului și partea de afară, ce se întâmplă cu ea? Va fi curată, în alte evanghelii spune, se va curăți. Fraților, dacă eu îs plin de pocăință, și Psalmul 23 spune, paharul meu e plin și dă peste el. Când va da din mine afară, nu va da pocăință. Și când pocăința dă în afară, nu se curățește și partea din afară? Psalmul 133, iată ce plăcut și dulce să locuiască frați împreună. E ca roua Hermonului care turnată pe capul lui Aron, se coboară pe barba lui, pe marginea veșmintelor. Adică unde lemnul ăsta lucrează la mintea omului, lucrează la vorba, vocabularul omului și la vestimentația omului. În 1 Timotei 2 cu 9 spune așa, vreau dar ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială. Acum poate să spună cineva, eu am rușine și sfială înăuntru meu. În afară nu se vede nici rușinea, nu-mi exprim nici sfiala, dar ea este înăuntru meu. Asta e o amăgire, fraților. Pocăința e o hotărâre lăuntrică puternică care transpiră în afară, care dă în afară. Să ne ajute Domnul la aceasta, amin? Apropo de pocăință și de partea de afară și înăuntru, scriau în Osea despre Efraim. Efraim e ca o turtă neîntoarsă. Știi ce înseamnă asta? Când coci o turtă, pe o parte e bună, e rumenită, e comestibilă. Dar pe partea elaltă nu poți mânca, i-a luat crud, se întind din dinți. Cam așa e cu pocăința unora. Noi când suntem pocăiți, trebuie să fim pocăiți în toate domeniile vieții. Unii sunt pocăiți într-o ținută, afișează o înfățișare foarte evlavioasă. Bravo lor! Dar în alte domenii sunt mândri, sunt lacom, sunt răpăreți. Asta nu-i pocăință. Alții au un caracter bun, dar au alte slăbiciuni. A fi pocăit înseamnă să fie turta întoarsă pe amândouă părțile. Și în ce privește gândirea, și în ce privește vorbirea, și în ce privește îmbrăcămintea, și în ce privește slujirea, și relațiile cu frață, eu trebuie să fiu un om cumpătat. Dumnezeu să ne ajute, amin? Eu aș dori ca Domnul să ne ajute să ne pocăim și în urma acestei pocăinți Domnul să toarne din Duhul Sfânt. Pocăința nu-i tot una cu căința. Că lui Iuda i-a părut rău că l-a vândut pe Domnul, dar nu s-o pocăi niciodată. Există câte unii care fac, au o stare păcătoasă, trăiesc în păcat, au un moment de reculegere, un moment de remușcare, plâng, le pare rău, dar nu se lasă. Asta nu-i pocăință. În Proverbii 28 cu 13 spune, cine mărturisește păcatul și se lasă de el, acela capătă îndurarea. Să ne ajute Domnul să ne mărturisim păcatul, să-l plângem, dar să și ne lăsăm de el. Amin? Pocăința nu-i ținerea unui cod de legi, a unui rânduieli bisericesc, a unor penitență impusă de mai mare noștri. Nu asta e pocăință. Eu vin dintr-o biserică foarte conservatoare și nu vă spun cum e la noi la adunare, nu puteți duce rânduiala noastră. Vin dintr-o biserică foarte conservatoare, dar eu îmi pun problema așa. În ce privește ținuta vestimentară? Așa trebuie să fiți. Dacă nu sunteți așa,
Noi avem pârghie. Nu vă dăm botezul, nu vă facem nunta, nu vă logodim și ei de frică umblă așa. Dar eu mă gândesc, cât îți de pocăiți? Eu aveam un exemplu, m-am predicat odată. Domnul mi-a dat câțiva copii și copiii moscuroși la mâncare. Când soția face mâncare, unul vrea clătite, unul vrea ochiuri, unul vrea cartofi, unul vrea pizza. Și odată soția îmi spune, măi omule, dar tu n-ai un cuvânt de spus, ce e cantina, partidul, fac șepte fieduri de mâncare, dar tu nu poți să spui nimic. Ei, și eu supărat, am scos cureaua, că soția a făcut varză. Și am spus, azi toată lumea mănâncă varză. A început unul, dar ajung unul mănânci varză. Și eu nu servesc eu, că... Și am pus varză la fiecare, o lingură, două, mă uitam cât e de mare și îi puneam. Și am stat cu cureaua în mână până o termina varză. Când o terminat, a venit o vecină, s-a uitat, a spus, ce bine mănâncă copiii tăi. Ne-a spus, da, varza le place mai tare. Nu vă spun că se uitau copiii la mine. Fraților, eu ca păstor, ca și comitet, noi avem cureaua încă. Mai avem cureaua. Dar eu vreau să știu pocăința voastră care. Că pocăința e o stare lăuntrică, de acolo trebuie să plece. Noi avem metode de disciplinare. Că până la urmă, Pavel spunea în Timotei că legea este pentru cel fără de lege. De aia avem rânduială în adunare. De aia avem legi puse în adunare, că unii îs fără de lege și ar veni cum vor. Noi avem o rânduială, dar nu asta e cea mai importantă. Important e cât ești tu de pocăit în inima ta. Odată predica cineva despre David, se prezintă la Saul și îi spune, împărate, robul tău păștea oile tatălui său. Și când un urs sau un leu venea ca să-mi ia o oaie, eu o smulgeam din gură. Și dacă se ridica împotrivă, îi rupeam falca. Cel care a fost cu mine atunci, va fi cu mine și aici, în Valea Terebinților. Și întreba un frate, ce martor avea David? David era singur cu oile în crâng. El păștea oile, cânta, fluiera și venea ursul. Și fratele ăsta spunea așa, cât ești de pocăit când ești singur, numai tu, atâta ești de pocăit și când ești în adunare. Când ești tu pe internet, tu pe calculator, tânără, tână, frate, soră, cât ești pocăit, când îi parola totul, eu nu mă pricep la astea, dar aud și eu, că mama n-are voie să intre, tata nu știe să intre, când ești tu în cameră și deschizi internetul, cât ești de pocăit acolo, atâta ești de pocăit și când cânți în cor, că dăm noi o altă înfățișare, asta să ne ierte Domnul. Eu aș dori ca Domnul să ne ajute să ne pocăim. Acea hotărâre lăuntrică, acea stare interioară să ne-o dea Domnul. Pocăință știi ce înseamnă? Că până la un anumit nivel, așa o platformă, pocăința identică. Adică te lași de păcate, trăiești nașterea din nou, mărturisești un botez spre iertarea păcatelor. Dar pocăința are ceva particular pentru fiecare. Că dacă pocăit înseamnă să te regreți un lucru și să te lași de el, aici noi suntem foarte diversi. Eu, de exemplu, spun, eu de fumat nu m-am lăsat niciodată. Când toți anii ăștia care i-am, n-am tras un fum de țigară, nici când mergeam cu vitele la păscut din mătasă. Niciodată. N-am pus vârful limbii pe bere, pe vin, pe o băutură. Cum pot să spun că eu de asta m-am pocăit? Că pocăința înseamnă să te lași de rău care l-ai făcut tu. Și asta fiecare are particularitățile lui. Eu știu care e vina mea și acolo sunt foarte atent. Acolo sunt foarte atent. Pentru că la Domnul a venit un tânăr foarte bogat, a vrut să moștenească împărăția lui Dumnezeu și Domnul îi spune, vinde tot ce ai. Dacă ne uităm bine, la alții nu ne-a cerut. La băiatul ăsta spune că un singur lucru lipsește. Vinde tot ce ai, împarte la săraci și vină să mă urmează. El era legat de bogățiile lui. S-ar putea în adunarea asta să fie o soră îmbrăcată decent, cuvincios, mama, mulți copii, să aibă un statut bun, dar ca să fie mântuită mai trebuie să se lasă de clevetire. Atâta. Numai dacă reușește să se lasă de vârfă și nu mai vorbește la telefoane vrute și nevrute, să fie pocăită, nu? S-ar putea un frate tot așa, să fie un frate bun, evlavios, să aibă 99 de calități, Doamne ajută! Dar îi mai trebuie numai ceva, fiecare să fim atent la lucru care ne lipsește și să ne rugăm Domnul să ne-l dea lucrul ăsta bun. Vorbeam de pregătirea vasului, trebuie
să avem o curățire interioară, o dorință mare după umplerea cu Duhul Sfânt. Până la urmă, asta înseamnă că trebuie să ne pocăim. Doamne, ajută-ne la asta. Apoi vine primirea Duhului Sfânt propriu zise. Nu-i moment de studiu, eu nu sunt evanghelist. Defectul meu că eu sunt înclinat spre studiu și studiu câteodată plictisește. Sunt un predicator static legat de amvon și n-am carisma aceea. Vorbind de primirea Duhului Sfânt, doar un singur lucru vreau să vă spun. Spuneam că Pavel spune că noi avem un Duh. Noi avem un Duh, da? Duhul nostru. Tesaloniceni 5:23. Acum vine Pavel în Roman, în 1 Corinteni capitolul 14, cu versetul 15. Ce este de făcut? Mă voi ruga prin Duhul, mă voi ruga cu mintea. Voi cânta cu Duhul, voi cânta cu mintea. Și când spune că mă voi ruga cu Duhul, eu întreb, cu care Duh? Cu Duhul Sfânt se roagă în altă limbă? Sau Duhul meu se roagă în altă limbă? Că eu vorbesc în altă limbă și Duhul vorbește în altă limbă. Dar care Duh? Duhul Sfânt sau Duhul meu? Ei bine, în Corintenii cu D mic, ce înseamnă că Duhul meu. În Iuda 20:21, dar voi prea iubiților, zidiți-vă sufletește Sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Efeseni 6:18, faceți prin Duhul și cu D mare. Știți care e înțelegerea mea? Vorbirea în limbi este un dar de manifestare supranaturală. Ce înseamnă asta? Că Duhul Sfânt vine peste mine și manifestă puterea aceasta a Lui. Dar ca eu să vorbesc în altă limbă, trebuie două duhuri să fie de acord. Duhul Sfânt și Duhul meu. Am văzut de foarte multe ori la stăruință și am văzut în adunare frați, surori, peste care vine puterea Duhului Sfânt. Și ei în momentul ăla ar putea să vorbească în limbi, dar nu acceptă, nu hotărăsc ei să vorbească în altă limbă. Pentru că Duhul Sfânt nu are buze, nu are limbă, nu are gură. Duhul Sfânt vorbește cu gura mea, cu limba mea. Ca eu să vorbesc în altă limbă, trebuie să vină puterea Duhului Sfânt peste mine, iar Duhul meu să accepte să vorbească. Foarte mulți din dumneavoastră nu vreți să vorbiți în altă limbă. Cei care ați primit Duhul Sfânt, recunoașteți că dacă vreau, vorbesc în altă limbă și dacă nu vreau, nu vorbesc. Dacă vreau numai eu să vorbesc, dar n-o coborât Duhul Sfânt, tot nu pot. Eram odată la o stăruință și vin frate, spune frate Dragoș, o problemă cu un frate aici, el spune că el vorbește în alte limbi când vrea. Am zis, mai vine goază, tu vorbești în alte limbi când vrei? Da, ea vorbește acum. Și începe să vorbească. Stai că ceva nu-i bun. Ca să fie o vorbire în altă limbă autentică, trebuie să fie puterea Duhului Sfânt peste om, iar omul să accepte să vorbească în altă limbă. Frații mei, noi suntem pentecostali. Eu țin mult la titulatura asta. Eu iubesc botezul cu Duhul Sfânt, lucrarea Duhului Sfânt, darurile Duhului, roada Duhului, călăuzirea Duhului, nu intrăm în amănunte. Dar vorbirea în alte limbi este privită din trei perspective diferite. Odată, vorbirea în alte limbi este semnul botezului cu Duhul Sfânt. În mod direct sau indirect ne se spune că în fapte 2, fapte 8, fapte 9, fapte 10 și fapte 19, cei care au fost botezați cu Duhul Sfânt au vorbit în alte limbi. A doua privire este din perspectiva zidirii bisericii. Corinteni spune, cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine. Vă rog mult, experimentați în rugăciunea de odăiță și în rugăciunea din adunare, rugăciunea în comun, experimentați, vă rog, vorbirea în alte limbi. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine. E o armă, o putere care ne-a dat-o Dumnezeu și pe care noi nu vrem să o folosim.
Știi ce înseamnă să vorbești câteva minute în altă limbă? Știi cât de fortificat te ridici, cât de puternic te ridici? Știi că în rugăciunea ta, spune în Fapte 2, ei vorbeau lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Știi cum îl proslăvești tu pe Dumnezeu? Știi cum lauzi tu lucrările lui Dumnezeu prin acea vorbire în altă limbă? De ce nu-i dai Domnul rugăciunea aceasta? Apoi noi mijlocim, Romani 8:26, că Duhul ne ajută în slăbiciunile noastre, noi nu știm să ne rugăm și Duhul se roagă pentru noi. Cunosc cazuri, cunosc oameni, cunosc întâmplări, mi s-a întâmplat și mie, când Duhul Sfânt o mijlocit. Cunosc că am un prieten care, din Alba Iulie, s-a trezit dimineața la 3, s-a plecat pe genunchi și atât a s-a rugat: Doamne Iisuse, te rog, ai milă de mine, Doamne, scapă-mă, Doamne, izbăvește-mă, Doamne, trece-mă de primejdia asta. Și el se mira de rugăciunea asta în limba română și prin Duhul Sfânt. Și îmi spunea: frate Dragoș, am plecat, el e patron, are un jeep puternic, mergeam cu viteză, venea din față, într-o curbă venea un tir. Și când se mă încadrez, un șofer depășea tirul și ne-am întâlnit față în față, viteză mare și eu și el. Nu m-am prins din volan și am spus: Doamne, scapă-mă, am o casă de copii. Și când am deschis ochii, inexplicabil, am trecut printre tir și mașina aceea și eram în parte. Și mi-a spus: știu de ce, Duhul Sfânt azi noapte m-a trezit la ora 3 și m-a rugat așa. Că Duhul se roagă în locul nostru, Duhul mijlocește pentru noi. N-ai nevoie de rugăciunea asta? Păi nimeni nu se roagă mai bine decât Duhul Sfânt care ne cunoaște. Și atunci vorbirea asta în limbi a penticostalilor, arma asta, odată vorbea Duhul Sfânt, am dat copiilor mei o armă de luptă și nu vor să o folosească. Mi-aduc aminte că era o fetiță care se trezea noaptea și răhnea. Avea un acces așa, o groază, o spaimă, ceva. Se răhnea tare și s-a ridicat mama ei, a început să se roage și a început să vorbească în altă limbă. Și fetița care știa să vorbească a spus: mama, vine cineva urât la mine și mă sperie. Dacă n-ai început să te rogi în altă limbă, așa de tare s-a speriat și așa de tare a fugit. Mama, învață-mă și pe mine când mai vine o dată să-i spun cuvintele acestea. Și mama a spus: hai să crești mare, Domnul să te boteze cu Duhul Sfânt. Pentru că noi ne rugăm, frațele, e o armă, e o putere Duhul Sfânt. Vă rog mult, Pavel spunea, umblați după prorocie, dar nu împiedicați vorbirea în altă limbă. Am un băiat, am o soră mai mare ca mine cu 10 ani. Îi rămasă văduvă de 19 ani. Când era el prin clasa 4 sau a 6, l-a găsit pe cumnatul meu mort în garaj. O terminat medicina la București, e medic în Suceava. Când s-a dus la adunarea Speranța din Suceava, tot Speranța, și Domnul o boteza cu Duhul Sfânt, se bucura, vorbea în alte limbi. Și un proroc îi spune: cine-i băiatul ăsta? Și păstorul îi spune: băiat, e din Bosanci, om din la stăruință. Dar de ce? Păi el se roagă și spune: tată, îți mulțumesc că de azi înainte nu mai sunt orfan. Până azi n-am avut tată, dar de azi înainte tu ești tatăl meu. Și păstorul Tudor Buliga îi spune: bă, el e orfan de mic, n-are tată. Și acum el mulțumea Domnului foarte frumos. La noi avem un patron, are tiruri multe. Și om din stăruință, Domnul o boteza cu Duhul Sfânt și el așa de frumos vorbea în alte limbi. Și un proroc întreabă: cine e el? Zic că e de aici, în adunare, el e om cu bani, așa, nu asta mă interesează. El se roagă și spune: mamă, îți mulțumesc că de pe patul tău de suferință te rogi pentru mine. Mama lui, verișoară primară cu mine, era bolnavă, stă întins în pat, dar ea, de acolo din pat, se ruga pentru băiatul ei. Și când Domnul o boteza cu Duhul Sfânt, ea mulțumea lui Dumnezeu. Spune în Corinteni: negreșit, tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos. Hai, frate, să practicăm vorbirea în limbi. Dacă toți suntem pocăiți, dacă toți suntem pentecostali, hai să folosim arma aceasta, amin? Că Duhul mulțumește, Duhul mijlocește, Duhul îl laudă pe Dumnezeu. Să ne dea Domnul curajul acesta, frate. Eu nu pot să vă explic cum vorbirea în limbi mă zidește. Deci nu-i logic omenește.
Spunea odată un frate așa, măi, decât să-i spui la nevasta ta, dragă, te iubești, nu ești dragă, ești mult, dacă o săruți odată, că i-ai spus toate. Toate. Dacă duci la un băiat năcăjit, la un orfan, și vrei să-i spui multe lucruri, multe, că lasă că o să-ți fie bine, o să că tu te-și mândil așa ușor pe cap și el toate astea le înțelege, în mod inexplicabil. Așa cum muzica acționează asupra stărilor noastre sufletești, așa Duhul Sfânt vor. Vorbirea în alte limbi îi dată de Dumnezeu nouă pocăiților din Cluj. Și în a treia perspectivă, dar nu intrăm în amănunte, vorbirea în limbi cu tâlmăcire este dar de slujire publică. Pot să vorbesc în alte limbi singur în adunare când cineva are darul tâlmăcirilor. Dacă nu, îmi vorbesc mie și lui Dumnezeu în mod privat. Să ne dea Domnul pricepere, amin? Fraților, spune cuvântul Domnului că în Efeseni 4:30, noi ne-am pregătit vasul, noi am primit Duhul Sfânt și de acum să nu întristați pe Duhul Sfânt. Nu intru în amănunte, în ce privește păstrarea Duhului Sfânt, trebuie și noi să ne dăm silința. Eu am întâlnit frați, surori botezați, o spun cu rușine, știu, transmiteți pe internet, care au păcătuit, au greșit, au venit la mine și m-au întrebat, măi, dar fata asta a primit Duhul Sfânt, cum a păcătuit? De ce nu se îmbracă cuvincios? De ce nu vorbește frumos cu mama sa? De ce, dacă a primit Duhul Sfânt? Nu e autentic botezul? Și am spus, Duhul Sfânt nu e o menghine în care te ține și nu mai ai voie. Noi tot cu voință liberă am rămas. Dar trebuie să păstrăm Duhul Sfânt, să ne ajute Dumnezeu. Amin? Fraților, mai am un gând de câteva minute. Domnul spune așa, când se va coborî Duhul Sfânt, veți primi o putere și veți fi martor. Știi de ce ne-a dat nouă Domnul Duhul Sfânt? Ca să ne edificăm, să ne fortificăm, să ne bucurăm, să ne rugăm, să avem părtășie cu Domnul, dar să putem depune mărturie pentru Domnul. Doamne, ajută-ne la aceasta! Eu am un gând, am avut o predică intitulat Mărturie și mărturisire. Mărturia ceea ce suntem noi. Cine suntem noi? Mărturisirea ceea ce facem noi. În Cluj, aici în orașul ăsta mare. Dar țineți minte un lucru. Mărturisirea depinde foarte mult de mărturia noastră. Ucenicii aveau o mărturie frumoasă, toți îi vorbeau de bine, nimeni nu cuteza să se apropie de ei. Ei aveau o viață frumoasă, că Dumnezeu se uită la om, apoi la jertfă. Rog pe Domnul Dumnezeu din cer, pentru că oricum nu vă cunosc și nu v-am văzut, ca Domnul să vă ajute să trăiți pocăința, să aveți o bună mărturie în orașul Cluj, amin? Și după ce avem o bună mărturie, om avea și o frumoasă mărturisire. Știți care e pericolul? Noi ne pierdem de multe ori mărturia și mărturisirea nu mai are valoare. Uitați-vă dumneavoastră, Domnul spune, mergeți, noi facem evangelizări, mergem în toată lumea, am ajuns în Afganistan, în Iran, în Turcia, trimitem misionari și noi sponsorizăm foarte mult. Știți ce s-a întâmplat? Au plecat ucenici în evangelizare, dar au apărut primele probleme în biserica din Ierusalim. Acolo au venit Anania și Safira, acolo văduvele care vorbeau grecește se certau cu celelalte. Știți ce se întâmplă? Observ eu așa, noi români acum ne-am trezit uriașul ăsta românesc care dormea. Trimitem misionari în afară și mulțumim Domnului. Evangelizăm și Vasluiu, evangelizăm și Oltenia. Aveți o adunare, Doamne binecuvintează-i pe oamenii ăștia. Dar apar probleme la noi în adunare. Știți, Pavel spunea în Evrei 6 așa, să lăsăm dar adevărul începătoare și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia de pocăința de faptele moarte, credința în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, punerea mâinilor, învierea morților și judecata viitoare. Deci în pocăință este o temelie care o pui. Pocăința de faptele moarte. Când vine o doamnă din Cluj la adunare, ea întâi întreabă cum e pocăința și ea se pocăiește de faptele moarte. Când vine un domn din Cluj, tu îi spui, măi, de pocăința e așa, e așa, e așa, îi arăți cum e pocăința. El pune primul rând de cărămiz, apoi merge spre cele desăvârșite. Învățătura despre botezuri, de punerea mâinilor, învierea morților. Acum eu vă întreb pe dumneavoastră, și mai că aș vrea să-mi răspundă surorile, nu frață, o întrebare din construcție vă pun.
După ce ai pus temelia și ai pus un rând de cărămidă și ai mai pus al doilea și al treilea și al zecelea, primul rând de jos îl poți scoate? Nu se mai poate. Numai dacă e un perete făcut din paie, când Corinteni pune și poți să vedea că zidești paie și lemn, îl scoți cum vrei. Fraților, după ce ne-am pocăit când am venit din lume și am renunțat la unele lucruri că nu-s bune și nu sunt îngăduite la pocăiți, de ce după ani de zile le facem iarăși? Cum e problema asta? Imperiul Roman, știi care a fost greșeala lor? Au cucerit mai mult decât au putut stăpâni. Ei au avut acele legiuni, o cucerit jumătate de lume, lăsa câte o garnizoană în urmă să asigure ordinea și urmau lupte de gerilă, partizani, că istoria spune că din Dacia au plecat romanii, nu că au fost ei băieți fini, au plecat că erau prea mari pierdele. Dacii liberi din arcul carpatic făceau incursiuni și mereu se luptau cu ei, până când senatul a spus retragem trupele din Dacia. Știți ce se întâmplă? Noi cucerim lumea cu televiziunea, cu internetul, cu misionari trimiși, dar avem probleme destul de grave în pocăința noastră. Eu doresc ca Domnul să ne ajute să păstrăm o bună mărturie, amin? Cunosc un băiat foarte bun. O învățat în clasa întâia să numere, să citească, să socotească, tabla adunării, tabla scăderii, mulțirea, împărțirea, s-au dus pe la, au făcut fracții, au făcut ecuații, au ajuns pe la liceu, au făcut logaritmi, permutări, sisteme și așa mai departe. Deci el calculul știe. Și i-au pus un exercițiu frumos și el a spus, da, aplic formula asta, gata, știu. Dar la început era un calcul simplu, era 4 plus 2. Și cu rezultatul ăla trebuie să-l aplici în toată problema. Și el a pus 4 plus 2 egal cu 9. Și tot exercițiul l-a făcut cu rezultatul ăla. Și spune, am făcut tot. Când vine acasă, lucrarea corectată cu roșu, tot de la început. Din momentul în care a făcut prima greșeală, 4 plus 2 egal cu 9, i-a spus profesorul, măi, fii tu băiat isteț, ai aplicat bine formulele, dar ai greșit chiar la început într-un lucru elementar. De când 4 cu 2 e 9? La noi face 6. Aoleu, și uite așa e un 4 la matematică, știind toate formulele. Uite așa ne facem noi deodată de rușine cu pocăința, că nu ținem cont de lucrurile cele mai elementare. Mergem spre cele desăvârșite, dar ne pierdem mărturia în fața oamenilor. Eu doresc ca pe voi din Cluj și cu asta închei predica. Doresc ca Domnul pe voi să vă ajute să aveți o bună mărturie în familie, în adunare, în mijloacele de transport, la liceu, la facultate, la spitale unde lucrați, în fabrici unde lucrați, să fiți oameni pocăiți și să vă ajute Domnul. Și când om avea o bună mărturie, mărturisirea noastră va avea valoare. De ce ne-a dat Domnul Duhul Sfânt? Ca să ne mântuim pe noi și pe cei care ne ascultă. Doresc Domnul să ne umple pe Duhul Sfânt? Mulțumesc că m-ați primit. Eu nu eram planificat, am venit plus program, m-am încurcat o leacă programul, că așa se întâmplă. Oricum vă mulțumesc, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă nu ne mai întâlnim aici, să ne întâlnim în ceruri. Duhul Celui ce-o învia pe Iisus din morți, să vă învie, să vă ridice, să vă înalță, să vă ducă acasă. Amin.